Da, am revenit. A doua parte a emisiunii noastre, spuneam de mai multe controle care vor fi efectuate în următoarele 2 săptămâni. Această decizie a fost luată la nivel central de către Ministerul Afacerilor Interne. Conducerea MEAI a convocat astăzi o ședință în sistem de videoconferință cu toți prefecții și șefii de structuri centrale și teritoriale pentru a stabili ce trebuie să facă în următoarele 2 săptămâni. Îl avem la telefon? Îl avem imediat la telefon pe invitatul nostru, prin telefon, evident, din această ediție. Este vorba despre Buzoianul Bogdan Despescu, este chestor șef, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, practic al doilea om din Ministerul de Interne. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația de a interveni. Nu încă? Bun. Între timp, până se face legătura, haideți să vă zic câteva dintre reperele acestor măsuri dictate astăzi la nivel central, și anume faptul că în cadrul ședinței s-a stabilit ca la nivelul fiecărui județ să fie organizată sub autoritatea prefectului o grupă de coordonare operativă care să evalueze situația specifică și să intensifice activitățile de verificare și depistare a celor care nu respectă regulile de protecție sanitară. S-a dispus ca prima întâlnire a membrilor grupelor de coordonare operativă să aibă loc imediat după închiderea ședinței convocate de conducerea MEI, ceea ce s-a și întâmplat la nivelul prefecturii Buzău, acolo unde au fost convocați mai mulți șefi de instituție. Bun, am reușit să facem legătura telefonică directă cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, chestorul șef Bogdan Despescu, buzoian de-al nostru. Mulțumesc că ați acceptat să interveniți prin telefon. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc de invitație. Domnul comisar, domnul chestor șef, v-aș întreba în primul rând de ce se impune un astfel de sau de ce se impune o astfel de mobilizare pentru următoarele 2 săptămâni? Am realizat o analiză la nivel național, ați văzut și dumneavoastră care sunt cazurile înregistrate în ultima perioadă. S-a dispus ca la nivelul fiecărui județ și municipiului București să se analizeze situația în funcție de specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale și să se organizeze activități pentru prevenirea și limitarea efectelor COVID. Dacă nu vom acționa pe această direcție, vă pot spune că nu ne așteptăm la lucruri foarte bune, să spunem așa. Mai pe românește, pentru că au fost din ce în ce, pentru că în ultima perioadă au fost mai multe cazuri față de perioadele anterioare, s-a impus această măsură ca în următoarele 2 săptămâni forțele de ordine și alți responsabili din alte instituții de control să fie mai prezenți în mijlocul oamenilor, da? Acolo unde nu prea se respectă distanțarea socială sau purtarea măștilor și așa mai departe. Ați observat și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră că pe lângă numărul de cazuri în creștere, în foarte multe situații s-a văzut că nu sunt respectate regulile, este adevărat. Din acest motiv s-a cerut o intensificare a activităților, o prezență mult mai mare în zonele aglomerate, o suplimentare de forțe, organizarea unor echipe mixte, angrenarea specialiștilor din cadrul altor structuri decât Ministerul Afacerilor Interne, împreună toate structurile să asigure respectarea măsurilor stabilite pentru limitarea efectelor COVID. Atunci v-aș întreba de ce nu s-a impus, eu știu, până acum, adică de ce nu au fost prezenți în zonele de foc, să zicem, polițiștii, jandarmii sau, mă rog, cei care sunt abilitați să prevină. După starea de urgență, atât forțele MEAI-ului cât și celelalte structuri au fost prezente în zonele de interes, zonele cu risc,
După cum ați văzut, a existat și o relaxare a interdicțiilor, relaxare care iată unde a adus la această situație. Da, da. Nu toți cetățenii au înțeles să respecte aceste măsuri de protecție sanitară. Da, domnul Despescu, cu cea mai mare sinceritate vă spun că vreau să văd în realitate această mobilizare și să o simt ca cetățean simplu al acestei țări. Cred că ați și văzut că o parte din colegii mei, efectivele care au fost stabilite să acționeze, s-au mobilizat. Cu da. Siguranță și în zilele următoare vor fi prezenți în tot ce înseamnă zone de interes. Piețe, centre comerciale, zone aglomerate, acolo unde riscul este mai mare decât de obicei. Cu siguranță. Iar la Buzău, din păcate, avem o situație în continuare îngrijorătoare. Cred că sunteți la curent și cu ce se întâmplă la Buzău, mai ales că sunteți buzoian, și avem, din păcate, această evoluție. Am ajuns la 627 de cazuri și în ultima săptămână am avut zile și cu 32 de pacienți diagnosticați cu COVID-19. Mai precis, în ultimele două săptămâni am avut aproape 250 de confirmări. Sunt mai multe județe cu un număr de cazuri în creștere și am cerut o intensificare a activităților în toate aceste județe. Bun, de exemplu, ca să dau exemplu personal, mă duc la mare din weekendul acesta, într-un concediu, la ce să mă aștept? Să văd pe stradă, pe plajă, că vor fi mai mulți polițiști locali sau alte forțe de la alte structuri? Pe la terase? Forțele care au fost alocate pentru această activitate vor fi prezente în zona teraselor, în zona cluburilor care sunt organizate în aer liber, acolo unde am văzut cu toții un număr mare de persoane. Și nu de fiecare dată au respectat măsurile de distanțare socială și, bineînțeles, celelalte reguli sanitare. Lucru care poate fi făcut și la Buzău, pentru că și la Buzău avem cluburi, avem ștranduri, avem piscine, avem tot felul de locuri unde se pot aduna foarte mulți cetățeni pentru a se distra, evident. Această măsură, această activitate care a fost dispusă astăzi, se va aplica în toate județele și, bineînțeles, și la nivelul județului Buzău. Bun, pe final de intervenție aș dori să, ca de obicei, fiecare invitat în această emisiune este rugat să transmită un mesaj de concluzie. În urma acestui context, iată, și foarte bine că se fac astfel de activități mai intense, pentru că ne-am cam relaxat și relaxarea asta ne-a costat și se vede în situația epidemiologică, inclusiv de la nivelul județului nostru. Cu ce mesaj veniți dumneavoastră în fața cetățenilor? În primul rând, cred că trebuie să înțelegem cu toții că numai printr-o mobilizare generală, printr-o respectare a normelor care sunt stabilite de către specialiști, putem să avem un rezultat pozitiv. Fapt pentru care fac un apel atât la locuitorii din Buzău, dar și la ceilalți cetățeni din celelalte județe, că este foarte important să respectăm aceste reguli. Este foarte important să transmitem celor apropiați că numai prin respectarea acestor reguli putem să ne protejăm. Bun, domnul chestor șef Bogdan Despescu, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. A fost al doilea om din Ministerul de Interne, buzoianul Bogdan Despescu, cu amănunte legate de măsurile care urmează să fie luate, intensificate, da, în următoarele două săptămâni, urmarea faptului că avem totuși o creștere la nivel național a numărului de cazuri de coronavirus. Înainte de a schimba subiectul, înțeleg că avem o intervenție telefonică. Da, bună ziua! Bună ziua, domnul Mihai! Vă salut! Aș pune și o întrebare. Vă rog. Retorică, cumva. A cerut aceste forțe ale Ministerului de Interne, care se zice că vor fi în teren, în teatru de operațiuni, ca să mai zicem așa, aprobarea
majorității parlamentare, a avocatului poporului, a doamnei Curte Constituțională, ce dacă vor face controle? Dacă nu au posibilitate să dea amenzi și să fie omul, mă rog, lovit de aceste reguli și de aceste amenzi. Există o legislație în această perioadă, legislația aflată în vigoare, pe perioada de stare de alertă. Da, domnul Mihai, dar tot așa de bine văd că se lucrează cu un elan tovărășesc la eludarea acestor indicații. Nu mai sunt cu caracter obligatorii recomandările specialiștilor. Am văzut că se cam roagă și Ministrul Sănătății și ceilalți specialiști e cu caracter de recomandări. Și așa din punctul dumneavoastră de vedere e bine că, adică nu vorbim strict juridic, vorbim practic. E bine că avem în momentul de față posibilitatea ca cineva, fiind diagnosticat cu COVID și sună DSP și zice, domnule, v-am găsit pozitiv. Știți, vă recomandăm, dacă doriți, vă rugăm frumos să stați acasă. Și el zice, lasă-mă, mă, că a zis CCR-ul, că nu e obligatoriu să mă internez. Cum să fie bine, domnul Mihai? Este groaznic. De asta am început și eu prin am dat năduful ăsta interior, ca un om de pe zebră, vorba unui clasic în viață. Da. Cum să fie bine? Cine poate să mai aibă în țara asta o leacă de frică? Hai să spunem pe direct, de frica coercitivă financiară, de nu știu de care. Păi da, uitați în zona în care stau eu aici pe Unirii Principal, spre Unirii Nord, este un desfrut total noaptea, domnule, până la două noaptea. Ies din cafenele astea, sătoronesc pe iarbă, pe trotuare, cu fete, cu băieți, se fumează, se bea, se aruncă sticle în toate părțile. Nici un polițist local, nici un jandarm, nici nimic, nimeni, absolut. Da, poate că, fie bine. Poate că de aceea am ajuns și la situația asta, inclusiv la Buzău. Bineînțeles, domnul Mihai. Este foarte grav dacă am ajuns în situația asta. Aș dori și cu asta închei. Vă întrebați o doamna doctor de la Râmnicu Sărat ce categorii de a avut. Eu aș dori să aibă dânsa acolo și niște judecători de la Curtea Constituțională internați. Da. Mulțumesc și noi pentru intervenție. Bine, judecătorii stau cu legislația, cu asta, adică și partea asta practică, toate lucrurile ar fi trebuit să fie, apropo de decizia CCR și de guvern și de hibele și de bâlbâielile pe care le-am constatat în această perioadă, totul trebuia să fie o chestie unitoară, adică să se întâlnească oamenii ăștia, inclusiv aia de la CCR, adică nu e interzis în România ca autoritatea într-o situație de criză ca asta, să se întâlnească cu, iată, Curtea Constituțională și să discute din toate punctele de vedere, bă, ce formă putem să găsim legală pentru a avea o strategie normală, omenească, pentru a combate răspândirea acestui COVID. Dar nu s-a întâmplat asta. Și de aceea mai vine CCR-ul cu o de asta, că e o decizie politică sau nu, asta nu putem să știm. Dar, din păcate, uite, în realitate, în momentul de față, așa cum ați aflat, schimbăm subiectul și pregătim și filmulețul de la Boboc. Așa cum ați aflat în prima parte a emisiunii, au început să apară pacienți cu COVID care, domne, știți, vrem să mergem acasă. Chiar dacă sunt cu simptome, chiar dacă sunt asimptomatici sau cu simptome, diverse simptome. Da. Păcat că în loc să fie din ce în ce mai mulți cetățeni care să conștientizeze că am putea avea de-a face cu o situație mai gravă, situația este de fapt inversă. Bun, la Boboc astăzi s-a întâmplat un lucru frumos, în premieră practic, pentru că, iată, pandemia a adus multe premiere. Multe dintre ele, din păcate, negative, dar emoțiile, eu cred că au fost la fel pentru cei 36 de militari care sunt instruiți în baza aeriană de la Boboc pentru a deveni soldați, pentru a deveni, să zicem, specializați în radiolocație și în poliție militară și pentru a se angrena mai departe în cadrul unităților de forțe aeriene din țară, 36, spuneam, de militari, care au respectat
regulile din această perioadă, au păstrat distanța socială și au purtat măști de protecție. Noastră vedeți între timp câteva imagini. Haideți să dăm filmulețul, după care o să intrăm în legătură telefonică directă chiar cu comandantul bazei aeriene de la Boboc. Săptămâni, pășeam în această unitate cu emoția și speranțele oricărui început de drum, dar și cu hotărârea de a ne pregăti cu sârguință pentru a ne îndeplini un vis, acela de a deveni soldați profesioniști în forțele aeriene române. Emoționant mesaj, nu ne oprim aici, și emoționante imagini, sunt convins că emoțiile cele mai multe au fost acolo pentru cei care au participat la acest eveniment de la baza militară de la Boboc. Prin telefon l-avem pe comandantul bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, este vorba despre comandorul Ovidiu Bălan. Vă mulțumesc că ați acceptat să ne povestiți despre evenimentul de astăzi și nu numai. Bună ziua! Bună ziua! Cu mare plăcere! Ați fost și noastră emoționat, bănuiesc, în calitate de comandant, pentru că... De fiecare dată suntem emoționați, chiar dacă evenimente de acest gen se repetă anual,
chiar de două ori pe an, uneori. Avem emoții și noi alături de tinerii și de părinți, rude ale acestora. Da, de această dată a fost o premieră pentru baza pe care o conduceți noastră. A fost nevoie să se respecte aceste reguli de distanțare socială, să se poarte măști. E adevărat, dacă întreg ceremonialul a decurs așa cum prevăd regulamentele noastre, de această dată a trebuit să răspundem tuturor provocărilor generate de aceste măsuri de protecție împotriva COVID-19. Absolut totul, începând de la luarea temperaturii, purtatul măștilor, distanțare fizică, folosirea de substanțe de dezinfecție și așa mai departe, am folosit astfel încât să nu riscăm nimeni, nici dintre proaspeții noștri militari, dar nici rudele acestora. Cu această ocazie doresc să le mulțumesc tuturor, au ascultat rugămintea noastră de a veni cu măști, de a sta la distanță și tot ce înseamnă protecție. Bun, domnul comandant, am văzut în toată această perioadă a pandemiei multe activități deosebite la unitatea Boboc, multe lucruri impresionante și cu piloții militari noua generație și multe alte lucruri. Cum ne puteți descrie perioada asta de pandemie într-o unitate militară atât de importantă a forțelor aeriene române? Tot ce încercăm noi este să continuăm instruirea și toate activitățile, unele cu mici întârzieri, a trebuit să le decalăm, dar le-am reluat și avem clar programe, planuri de activități pe care trebuie să le respectăm. E de la sine înțeles cu eforturi suplimentare, dar trebuie să ne îndeplinim misiunea. Orele de zbor, serviciile de luptă, formarea tinerilor militari, că sunt soldați, subofițeri, ofițeri, zborul și toate misiunile bazei aeriene Buboc. Nu a existat niciun caz de COVID la noastră acolo, nu? Întreb și eu, și dacă puteți să ne spuneți. Din păcate, au existat două, generate de, niște concedii petrecute în alte zone ale țării. Am înțeles. Nu în unitate. Da, 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 da. E bine că nu dați acest amănunt, că nu a existat în unitate, adică au venit cu el. Da, au fost din alte părți. Imediat am ascultat și am participat la ancheta DSP. Au fost stabiliți dacă da sau nu persoane, contacte ai celor infectați. De asemenea, la cel mai mic semnal că o rudă, un vecin sau ceva ale militarilor noștri au avut contact cu ei, imediat au intrat în autoizolare sau în toate formele legale de a evita îmbolnăvirea personalului unității. Foarte bine, dar să revenim la lucrurile astea mai frumoase. Uite, astăzi am avut încă o dată plăcuta surpriză să constat că baza aeriană de la Boboc este în centrul atenției naționale, pentru că am văzut două fotografii pe pagina de Facebook a Forțelor Aeriene Române. Prima fotografie este o fotografie prin care urmăritorii acestei pagini văd mulți tineri, iată, pe pista de la Boboc. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți, vă uitați acum la noi, la campus? Pare rău, nu văd, nu sunt acasă. Nu vedeți, dar bănesc că știți fotografia aceasta prin care forțele aeriene române le mulțumesc celor care urmăresc pagina de Facebook, ajungând, iată, la peste 100.000 de aprecieri această pagina forțelor aeriene române. Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu pe această ocazie, mulțumesc din suflet. Și acolo mesajul tinerilor piloți, mulțumesc 100K de la 100.000 de aprecieri. Apoi, ca să fie și mai frumos pentru baza aeriană de la Boboc, să fie și mai interesant, în această dimineață, încă o poză inedită, tot de pe pista de acolo de la dumneavoastră, cu 5 piloți, așa
frumos la câțiva centimetri deasupra solului. Este interesantă și această poză, testatorii o pot vedea și sunt convins că și noastră o veți vedea după emisiune. Tot așa, care vine cu un mesaj din acesta că de dragoste, da, pentru zbor. Vă felicit pentru imaginea pe care ați avut-o în această perioadă de pandemie și pentru că, iată, ați fost atât de activ și cu evenimente deosebite, ați fost promovați la nivel național. Da, nu putem fi decât mândri, vă mulțumesc mult. Am bucuria de a avea o echipă nouă la Boboc și chiar la nivelul forțelor aeriene. Sunt echipe noi, dornice, nu știu dacă neapărat de afirmare, de a face lucruri bune. Și nu de a ne scoate neapărat în prim plan așa, îmi place să cred că de a scoate la vedere ce facem noi, de obicei. În ultima perioadă au fost niște evenimente frumoase la Boboc. Și nu numai la Boboc, și în Parcul Crâng. Da, este acolo, am sărbătorit 110 ani. Am, da, am organizat o expoziție împreună cu autoritățile locale. Da, de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu. Exact, da, 110 ani de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu la Cotroceni. Ori noi, baza aeriană Boboc, purtăm numele acestui mare constructor, inventator, aviator, și suntem și continuatorii primei școli de pilotaj din România, școli militare de pilotaj din România. Tot respectul pentru dumneavoastră și pentru toți cei care sunt acolo la unitatea militară de la Boboc. Mulțumiri, țin neapărat să adresez mulțumiri Gabrielei Șerban de la biroul de presă și lui Edi Antoche, care ca de obicei asigură, eu știu, partea asta cu filmarea și montajul acelor imagini frumoase de la Boboc. Ultimile montaje frumoase, deosebite, aș zice eu, sunt montate de Edi Antochi și îi mulțumesc și cu această ocazie. Mi-ați oferit ocazia de a-i mulțumi. Domnul comandant, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Mult succes în tot ceea ce faceți acolo la unitate. Vă mulțumesc mult! A fost în direct cu noi comandorul Ovidiu Balan de la Unitatea Militară de la Boboc, baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Boboc. Ce să facem? Să încheiem cu același filmuleț ca să fie așa apoteotic? Să mai dăm un pic din emoția de acolo, de astăzi, de la Boboc. La 19.30 nu uitați jurnalul prezentat de Mirela Copariu. Noi ne revedem peste 2 săptămâni. Mă duc să mă distanțez la mare. Să vedeți nebunii acolo. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să aveți parte de un weekend excelent. La revedere! Constituția și regulamentele militare.
Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul ne felicită pe ocazia de plinire. Servesc patria! În urmă cu 7 săptămâni, pășeam în această unitate cu emoția și speranțele oricărui început de drum, dar și cu hotărârea de a ne pregăti cu sârguință pentru a ne îndeplini un vis, acela de a deveni soldați profesioniști în forțele aeriene române.